Foarte tare mi se pare că de când plătește televiziunile să-i mintă pe români pe banii lor, Ciolacu crede că jurnaliștii sunt niște slugi care trebuie să-i ridice la fileu și platourile TV sunt la dispoziția lui până la ultima comandă. Aș mai sta 2 ore la noi. Aș scoate toate cifrele și toate proiectele. Dacă vreți, stăm 2 ore și vorbim despre toate proiectele care sunt în desfășurare acum în România. Era tare să aibă gâdea și un șervet alb pe mână, așa. Clientul nostru, stăpânul nostru. Am promis atât de multe, 30 de. Toți politicieni. Și nu s-au luat atâtea decizii greșite. A fost atâta orgoliu în clasa politică și am pierdut atâtea trenuri, nu pentru noi personal, pentru această țară. E păcat de Dumnezeu. S-a mers prea departe. Stop! Adică nu poți duce ipocrizia chiar la acest nivel. N-ai cum.